Finalul acestei săptămâni va aduce 3 campionate naționale în județul Argeș. Primul dintre ele, campionatul național de box feminin, a pornit deja, iar acesta se desfășoară la Câmpul Lung. La Pitești vor demara alte 2 competiții naționale. La sala sporturilor va avea loc campionatul național de lupte greco-romane de tineret. Concursul are o importanță aparte, deoarece va avea un cuvânt de spus în alcătuirea lotului României pentru campionatul european din această vară. De asemenea, tot la finalul săptămânii se va desfășura campionatul național de poliatlon, prima competiție oficială de înot a acestui an. Vineri începe campionatul național de poliatlon, unde ne vom prezenta cu peste 30 de sportivi. Este vorba de copii și dacă până acum noi am obișnuit România să ne clasăm pe primul loc al acestui campionat, sper că și anul acesta vom fi pe podium. De fapt, sunt mai mult ca sigur că vom fi pe podium, pentru că numărul de participanți este mare. Cum a spus și domnul director, suntem un club mare, ne prezentăm la toate competițiile cu un număr de sportivi destul de mare.